către prea iubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine când, am venit, când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Răiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ceea ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui lui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni. Ca să lucrăm împreună cu adevărul, amin. Să ocupăm lucrurile. Versetul care mi-a atras atenția din citirea din această seară este versetul 2. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească, tot așa cum sporește sufletul tău. Probabil că acest gaiu sau gaius suferea de vreo boală, suferea de ceva și Apostolul îi dorește o sănătate pe măsura sănătății sale spirituale. Dacă Gaius sufere de ceva în trup, el nu sufere în spirit. În sufletul lui, el este sănătos pe deplin și sporește în această sănătate spirituală. De aceea Apostolul îi dorește lui Gaius ca și sănătatea lui fizică să fie pe măsura sănătății sale spirituale. În seara aceasta m-am gândit să discutăm o rețetă pentru sănătatea spirituală. De dimineață până seara, pe Facebook, peste tot primim tot felul de rețete, nu-i așa? Ba, cineva descopere că lămâile fac minuni. Recent, cineva spunea că dacă mănânci așa două săptămâni sau două luni, numai grapefruit să te aștepți la ceva minuni. Probabil, devii galben ca ele sau nu, nu știu ce se va întâmpla, dar ceva se va întâmpla dacă mănânci numai grapefruit, nu? Unii descoperă calitățile nemaipomenite ale varzei. Varza, nu? Varza face minuni. Uh, ori de câte ori mă doare câte un picior, așa am reumatism, am o rețetă sigură. O foaie de varză, o frunză mare de varză, o, un plastic roată după ea, și un somn cu varza, a doua zi sunt sănătos. E bine, alții descoperă alte rețete nemaipomenite. În continuu suntem interesați de sănătatea noastră, nu așa? Oamenii sunt interesați de sănătate, mai ales după anumite vârste. Ce-ar fi însă să fim interesați și de sănătatea noastră spirituală, tot la fel de mult? Să schimbăm între noi rețete. Cum să devenim mai sănătoși din punct de vedere spiritual? Se pare că interesul nostru pentru sănătatea spirituală nu este la fel de mare ca și pentru sănătatea fizică. Știm foarte clar că a menține sănătatea fizică e nevoie de efort, e nevoie de disciplină, e nevoie de o dietă specială. Să știți că și a menține sănătatea noastră spirituală este nevoie de efort. Vitalitatea noastră spirituală ne o putem menține la fel prin efort. Ce ar trebui să facem oare ca să fim sănătoși din punct de vedere spiritual? De la bun început vreau să spun că nu sunt doctor și nu pot să dau rețete, dar am aici o carte a doctorului doctorilor, medicul medicilor. Și găsim în cartea lui o rețetă sigură pentru sănătatea noastră spirituală. Primul lucru care vreau să menționez în această seară este că avem nevoie de un sistem imunitar foarte puternic. Ori de câte ori călătoresc undeva mai departe spre România sau alte țări ale Europei, mă întorc de acolo întotdeauna bolnav, iau de pe avioane microbii tuturor, fac cunoștință cu microbi cu care n-am avut cunoștință până atunci. Am învățat ceva. Dacă am grijă de sistemul meu imunitar în timpul acestor călătorii, iau niște vitamine, nu mă mai îmbolnăvesc. Mi-a trebuit mulți ani de zile să găsesc modalitatea aceasta, să întrețin sistemul imunitar ca să nu iau microbii în timpul călătoriilor. Dumnezeu ne-a lăsat în trupul nostru fizic o fortăreață împotriva bolilor. Acesta se cheamă sistemul imunitar. Să știți că fără un sistem imunitar bun, orice boală, chiar și cea mai banală, devine mortală. Știți că boala aceasta, AIDS, nu? Este, de fapt o boală a sistemului imunitar. Nu mai ai imunitate pentru nimic. Și atunci te doboare o răceală, te doboare o infecție. Orice te doboare pentru că nu mai ai anticorp să lupți împotriva bolii respective. Spiritualitatea noastră cu cât este mai puternică, ne va păzi și vom fi rezistenți la ispite. Cu cât ești mai puternic spiritual, ai un sistem imunitar mai puternic, vei rezista mai ușor la ispite. Vei rezista mai mult, mult mai puternic, vei fi înarmat împotriva învățăturilor false, de exemplu. Când vin persecuțiile, știți cine cade primul? Oamenii care nu sunt puternici spiritual. Oamenii care nu au un sistem imunitar spiritual împotriva persecuțiilor. Oamenii aceștia cad primii. Există, fiecare dintre noi suntem confruntați cu inevitabilul. Ispite, greutăți, necazuri, învățături false, persecuții, toate lucrurile acestea sunt inevitabile. Nu putem trăi într-un bubble, nu putem trăi într-un balon în care să fim scutiți de aceste lucruri. Un motiv pentru care, de exemplu, eu sunt îngrijorat de home schooling în America este că îi ținem pe copii într-un bubble. Îi menținem în familie și ei nu sunt înarmați împotriva atacurilor din afară, împotriva microbilor care vin de afară. Și atunci când vor face, vor avea întâlnirea cu ei, întâlnirea cu lumea adevărată, așa rea cum este ea, dacă n-au un sistem imunitar, n-au o spiritualitate foarte înaltă, vor cădea. Noi am crescut în timpul comunismului și am fost în școlile comuniste care învățau și predau ateism. Știți că am rezistat împotriva tuturor acestor învățături pentru că Dumnezeu ne-a creat un sistem imunitar foarte puternic. Nu ne mai demola nimic. Eram imuni împotriva atacurilor comunismului ateu din vremea aceea. Nu putem trăi într-un balon sterilizat, nu? Într-un bubble. Biserica noastră, comunitatea noastră. Ar fi fantastic să nu mai avem de-a face cu nimeni, nu așa? Când ieși afară din casă, nu mai pocăiți. Pacea Domnului, pacea Domnului. Niciun scandal, nicio neînțelegere, nimic. Ar fi fantastic să putem trăi așa. Dar lumea nu este așa. Este suficient să mergi pe o stradă pe care n-ai mai fost. Nu? Eram în Chicago și împreună cu soția, într-o perioadă de criză financiară majoră a familiei noastre, ne-am apucat să reparăm niște case între negri din Chicago. Numai noi eram albi în toată comunitatea aia. Ok? Aveam liniște până pe la ora 11 dimineața când se trezeau ei. La ora dimineața la ei cocoșul suna la 11. Dimineața aveam liniște și pace. La 12 s-a dus Rodica să, cumpere, să cumpere ceva de mâncare și s-a dus la un Kentucky Fried Chicken. Când a intrat înăuntru, a observat că toată lumea din restaurantul ăla, sau cum să-l numim, toată lumea s-a întreptat spre ea și s-a uitat cu niște ochi foarte mari. Pentru că ea era singură de culoare diferită în, în tot restaurantul ăla. Um, nu putem trăi într-un bubble. Nu putem trăi um, în afara acestei lumi. Nu ne putem izola, evitând orice contact cu, cu oamenii, ca să nu fim ispitiți, să nu fim încercați. Știți că Domnul Iisus Hristos când s-a rugat pentru ucenici și odată cu ei s-a rugat și pentru noi în Ioan 17 cu 15 a spus așa Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Au fost în decursul istoriei creștinismului oameni care s-au izolat de lume, călugării. S-au izolat de lume ca să nu fie ispitiți, să nu fie atinși de lume, să nu fie pângăriți de lumea coruptă din jur. Istoria monasticismului este foarte interesantă. Să vedeți la da, câte lucruri au recurs oamenii ca să nu fie întinați de lume, ca să nu fie ispitiți de lume. În Rusia de astăzi au trăit călugări care pur și simplu să zideau singuri în stâncă și mureau acolo, în chilia aceea, fără să comunice și să vadă pe nimeni. În dorința să nu-i atingă lumea. În Egipt, prin primele secole, secolele 3 și 4, au fost, fost un gen de călugări care locuiau pe stâlpi, să fie cât mai aproape de Domnul și mai departe de lume își puneau niște stâlpi ca de telegraf și urcau pe pe aceea și stăteau în vârful acelui stâlp. Veți ști lucruri foarte ciudate, pentru că oamenii au recurs la orice mijloc să nu se lasă întinați de lume. Să fie cât mai aproape de Dumnezeu, dar să nu aibă nimic de a face cu lumea. Nu putem trăi așa. Domnul a spus, nu te rog să iei din lume. Și în mijlocul acestei lumi, dă-le un sistem imunitar, spiritual, păzește de tot ce este rău, ajută să reziste la toate atacurile celui rău. Spiritual vorbind, trebuie să ne întărim puterea aceasta de a rezista, să ne o fortificăm, să facem exerciții. Iacov, în capitolul 4, versetul 7, spune așa, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Va trebui să facem exerciții să ne putem împotrivi diavolului, ca el să fugă de la noi. Să ne putem împotrivi. Cu un sistem imunitar spiritual puternic, putem umbla în lumea aceasta și putem umbla în ea, așa cum spunea omului Dumnezeu, Pavel, în Efesen, capitolul 5, versetul 15, cu băgare de seamă. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Eu cred că un om înțelept care vrea să se ferească de boli, nu? Să uite pe ce pune mâna, nu? Nu pune în gură tot ce găsește. Nu mănâncă orice, nu? Nu se duce oriunde, dacă cumva s-a dus undeva să spală, să fală pe mâini, uneori trebuie să faci un duș întreg, nu? Lucram pe șantier în, în Chicago, în, în niște condiții de în acelea îngrozitoare, atunci când am venit în America, și n-am să uit niciodată, lucram cu un, cu un domn din, din țara oașului, spuneam Tarzan, pentru că era cred că era mai înalt cu aproape două laturi de palme decât eram eu, foarte înalt și puternic. Când am intrat într-o cameră unde lucra Tarzan, toți pereții erau plini de cacaroci care urcau așa pe pereți. N-am să niciodată vorbele lui Tarzan, zice, domn șef, să spun câțiva într-o lăcruță să duci la doamna? <laughs> Nu a trebuit el să mi le pun într-o lăcruță, dar vă mărturisesc că din momentul acela, peste tot simțeam că mă mănâncă ceva. M-am -am dus să fac duș, am fugit acasă să fac duș, m-am dezbrăcat în garaj, să nu cumva aduc ceva, doamnei mele, nu? De, de pe acolo. Dacă umbli cu băgare de seamă, nu te îmbolnăvești, ai grijă ce faci. Eu cred că această umblare cu băgare de seamă, ca niște înțelepți în mijlocul unei lumi corupte, ține de antrenamentul nostru și de păstrarea sistemului nostru imunitar. Vom putea ține piept atacurile celui rău atunci când avem un sistem imunitar puternic. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, spunea Evrei 6 cu 11. Nu uitați, deci, un sistem imunitar puternic. Înarmați-vă cu el. Luați vitamine spirituale dacă trebuie. Dar o să ajungem și la asta imediat. Un al doilea lucru pe care ar trebui să-l facem ca să ne păstrăm sănătatea spirituală este să facem exerciții regulate. Nu-i așa? Unul dintre capitolele la care eu sunt foarte uh, în urmă, tot îmi promit că într-o zi. O să fac ceva, nu? Este să fac exerciții. Duc o viață prea sedentară, sedentarismul, stagnarea, este periculoasă pentru sănătatea mea fizică. Uh, uneori, singurele exerciții care le mai fac este deschid frigiderul, închid frigiderul. Așa. Uh, mai, când îndeamnă cineva să facem ceva sport, îi spun că mai fac, mai sar peste câte o masă. Așa, mai sar peste masa de prânz del breakfast, nu? astea sunt singurele mele sărituri care le mai fac, e bine, din punct de vedere spiritual, lenia, stagnarea, sedentarismul, sunt extrem de periculoase. Extrem de periculoase. Pentru sufletul nostru, pentru sănătatea noastră spirituală, lenia, sedentarismul, stagnarea, nelucrarea, sunt îngrozitor de periculoase. În Evrei 6, Versetele 11 și 12 putem citi. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele, așa încât să nu vă leneviți, să nu vă leneviți lenea spirituală, lenea de a citi, lenea de a te ruga, lenea de a fi prezent la biserică, lenea de a lucra pentru Domnul. Toate toate astea au o repercursiune asupra sănătății mele spirituale. Lipsa mea de exercițiu are repercursiuni asupra fizicului meu, asupra sănătății mele fizice. Lipsa de exerciții spirituale îmi va afecta sufletul meu. Nu de mult am studiat despre disciplinele spirituale. Știți că disciplinele spirituale nu sunt altceva decât exerciții ale sufletului? Exerciții ale sufletului? Fiecare dintre noi ar trebui să facem exerciții de evlavie. Iată ce spunea apostolul Pavel în 1 Timotei: Capitolul 4, versetele 20 la 21. Caută să fii Evlavios. Căci deprinderea trupească este de puțin folos. Pe când Evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Caută să fii Evlavios. Deprinde-te să fii Evlavios. Dacă ai numai deprinderi fizice și trupești, și astea sunt bune. Dar când practice Vlavia, atunci lucrul acesta are urmări în creșterea ta spirituală. E nevoie de exerciții spirituale ca să ne menținem spiritualitatea sănătoasă. Suntem creați ca să umblăm în fapte bune, știți asta? Acum e foarte bine că facem plimbări și e ne mai pomenit pentru trupul nostru. Dar spune Sfânta Scriptură că pentru suflet trebuie să umblăm în fapte bune. Efeseni 2 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Ce ar fi să umblăm în fiecare zi și să facem plimbări din astea prin fapte bune? Am mai spus asta de multe ori și nu pot să nu spun pentru că se potrivește grozav de bine. Ioan Alexandru povestea că trebuia să ajungă acasă. Era la studii în Austria și trebuia să ajungă de la o gară la aeroport, de la gară la aeroport. Și avea nevoie de un taxi și nu găsea taxi în nicăieri. Și atunci s-a hotărât să apeleze la cineva, să-l ducă până la aeroport. A văzut o femeie că stă lângă o mașină și s-a dus la ea și a spus, Doamne, uite, am aici 100 de mărci, toți banii care am, dacă pot să mă duci până la aeroport de banii ăștia, fă ceva și dumă că pierd avionul. Cum să nu a fost? Poftiți! L-a dus, dus, în mașină, plecat cu el la aeroport și când să-i dea banii, femeia aceasta a spus un lucru șocant. Zice, domnule dragă, eu trebuie să-ți dau bani dumneatale. Mătele, nu știu eu, de câteva ore stau acolo în fața gării și aștept pe cineva să fac o faptă bună astăzi. Zice, domnule, dacă nu faci o faptă bună într-o zi, ziua aia e pierdută. Eu trebuie să te plătesc pe Dumnezeule. Spunea Ioan Alexandru, toată religia mea a fost dată peste cap în momentul acela. În momentul acela. Și dacă a fost vreun șoc vreodată în viața mea, a fost întâlnirea cu acea femeie care stătea Umbla în ziua aceea în fapte bune. Voia să fac o faptă bună în ziua aceea. Doamne, ce s-ar schimba viața noastră și a altora dacă am hotărât ca în fiecare zi să facem o faptă bună pentru cineva? Și uneori nu trebuie bani, uneori nu trebuie muncă, uneori trebuie un simplu un cuvânt, o vorbă bună spusă cuiva, o încurajare, o bătaie pe umăr un good job unui copil care a venit de la școală cum a venit. Lucrurile astea sunt extrem de importante. Ce-ar fi să umblăm în faptele bune pe care le-a le -a pregătit Dumnezeu pentru noi? Știți că Dumnezeu a pregătit pentru noi în mod uh, specific uh, faptele bune în care să umblăm. Vedeți dacă mergeți la un doctor, și cereți să vă recomande ce fel de exerciții faceți, nu? Sau hai să zicem, vă duceți la un health club, ok? Și te apuști, așa dintr-o dată să te duci la aparatele alea care ți se par mai grozave. Va veni cineva și spune, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu. Nu acolo, uite la care trebuie să începi. Și uite câte minute ai voie să faci aici, nu? Că s-ar putea să faci un hard attack, s-ar putea să te ducă salvarea de la Hell club, Ok? Eu cred că la fel Dumnezeu are o rețetă specială ce fel de fapte bune să le facem noi, nu? Dacă ești om sărac și modest, doar nu să te pui să faci fapte de milionari, că n-ai cum, n -ai cum să scoți banii Dar dacă ești milionar nu? și ai foarte mulți bani, atunci cred că Domnul te-a lăsat să ai mai mulți bani să faci fapte bune în domeniul respectiv. nu e așa? Dacă Domnul ți-a dat abilitatea să vorbești frumos cu alții și să-i încurajezi, folosește-ți darul ăsta care ți-l-a dat Dumnezeu. Nu te pun de să faci altceva. Umblă în faptele bune pe care le-a pregătit Domnul mai dinainte ca să umblăm în ele. Este o rețetă prescrisă special pentru tine, specifică pentru personalitatea ta. Dumnezeu ți-a dat resursele să faci faptele bune potrivit rețetei lui, pe care el a stabilit-o mai dinainte pentru tine. Știți că noi suntem mântuiți nu doar ca să mergem în ceruri și să petrecem veșnicia cu Domnul, suntem mântuiți pentru a sluji altora din jurul nostru. Matei 20, 26 și 27. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Suntem destinați de a sluji, de a ne sluji unul altuia. Trebuie să lucrăm însă cât timp este zi, cât timp avem oportunități. Nu este recomandabil, nu e așa să te apuci noaptea la ora 1 să o iai la fugă pe străzi, nu e așa? Faci sport la ora aia. S-ar putea să te ia poliția, nu? Fă exerciții cât timp este zi. Lucrează când ai oportunități. În Galaten, capitolul 6, versetul 9, Apostolul Pavel spunea să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Cel mai eficient putem lucra în structura bisericii locale. Evanghelizare, zidere sufletească, încurajare, dărnicie și lista este interminabilă. Găsiți ceva de lucru și lucrați pentru Domnul. Cine lucrează își întărește sistemul imunitar, sănătatea lui spirituală este menținută oamenii leneși, oamenii neroditori, oamenii care nu fac nimic, spiritualitatea lor are de suferit și sunt primele victime atunci când vine ispita, vine necazul și vine suferința. În al treilea rând, pentru a menține o sănătate spirituală, avem nevoie de alternanța aceasta sănătoasă între odihnă și muncă. Odihnă și muncă. Energia și resursele au nevoie de reaprovizionare. Trebuie să ne reaprovizionăm. Avem mereu nevoie de reînviorare, de recreație, de reîmprospătare a energiilor noastre. Se spune că niște tăietori de lemne uh, au observat că doi colegi de ai lor uh, Tăiau mult mai mulți copaci decât restul. Și șeful de echipă i-a luat deoparte și s-a interesat ce faceți voi că voi tăiați aproape de două ori mai mulți copaci în timp de 8 ore decât aia alții. Și zice, m-am uitat la voi și voi faceți exact ce fac și aia alții. Aveți pauze exact atâta lucru lucrați tot atâtea ore. Cum să face că voi tăiați mai multe? Păi zice, noi mâncăm mai repede și în timpul lanciului ascuțim ferestrău. Ascuțim ferestrău. Știți că avem nevoie din când în când să mai ascuțim ferestrău? Bunicul avea uh, o metodă foarte ciudată uh, de a ascuți ferestrău. Lovea cu ciocanul tot al doilea uh, dinte din ala ferestreului și crea, crea, așa o cărare, nu? După care îi ascuțea pe fiecare dintre dinții aceia și întotdeauna ferestreul bunicul tăia grozav de bine, pentru că știa să ascută ferestreul. Știți de ce este nevoie uneori să tragem pe dreapta, să luăm un concediu, Știți de ce este nevoie câteodată? Să ne mai izolăm de mulțime, să ne retragem undeva și să ne refacem energiile. Domnul Isus a știut legea aceasta. În Matei 6, versetul 30 și 31, spune că i-a luat pe ucenici la o parte și a spus, odihniți-vă acum. I-a luat la o parte din mulțime, i-a văzut extenuați, i-a văzut obosiți. Să știți că nu este nicio virtute să pici de oboseală. E adevărat că lumea spune că lumea asta este condusă de oameni obosiți, nu? Și aproape este așa un fel de uh, virtute pe fruntea noastră, spune, A, sunt foarte obosiți, azi, săptămâna asta am muncit 10 ore în fiecare zi. Super! Nu știu cât timp o să reziști așa dacă nu te odihnești. Este nevoie să te odihnești. Domnul a știut lucrul acesta și a luat deoparte pentru, pe, pe ucenici. Solitudinea periodică dedicată meditației, refacerii spirituale, rugăciunii, reasigurării că Domnul este cu noi și ne iubește, este foarte eficientă și necesară pentru cei mai mulți dintre noi. Suntem făcuți Așa suntem creați de Dumnezeu pentru a ne reface prin odihnă. Și și de punct de vedere spiritual este exact același lucru. În bisericile americane este un obicei și poate că următoarea generație o să-l împrumute și bisericile române, când îl văd pe păsor că nu mai poate și e desumflat ca un cauciuc cu pană, așa, îi dau câteva luni sabate, ce zic ei, sau un an sabatic, să se retragă, să se regrupeze, să se roage, să postească, să se ducă la ceva studii, pentru că își dau seama că omul ăsta este epuizat și nu mai are ce da bisericii, nu mai, nu mai are resurse. Suntem făcuți de Dumnezeu să funcționăm bine când alternăm munca cu odihna. Din punct de vedere spiritual, este exact așa ca și din punct de vedere fizic. Ciclul acesta este sănătos. Știți, știți că și Domnul Iisus și-a luat timp să fie singur? De ce oare? A plecat singur la o parte să se roage. L-au căutat ucenicii și l-au găsit singur. Avea nevoie să stea singur cu Dumnezeu. O dignă spirituală înseamnă cu totul altceva de a nu face nimic. Uneori, noi prin odihnă înseamnă că nu facem nimic. Ce faci? Nimic. Nu? Faci nimic. Ce faci, baci Ioane? Stai și te gândești. Nu, nu mă stau. Nu? Nici măcar nu se mai gândește. Nu? Asta, asta vrem noi. Credem că și din punct de vedere spiritual tot așa e. Nu, nu mai facem nimic, gata. Stăm cu burta la soare. Înseamnă să faci ceva diferit. Fă ceva diferit. Ne refacem energiile când facem ceva diferit. Ne oferim timp pentru studierea Bibliei și pentru rugăciune. Cunosc uh, un om special care a avut uh, în viața mea o mare influență. Avea obiceiul ca odată la un an sau doi să se ducă undeva, aici în America, la o mănăstire, unde nu era televizor unde nu era telefon și nici măcar curent electric. Avea lampă de petrol. Și stătea o săptămână la citit scriptura, la meditație, la rugăciune și la scris. Venea împrospătat de acolo pentru că se retrăgea să-și refacă energiile. Redobândește-ți pacea lăuntrică, Reasigură-te că Dumnezeu nu te-a uitat și nu te-a abandonat. Începe să-ți hrănești mintea cu lucruri spirituale, cu lucruri virtuoase, cu lucruri pozitive. De dimineață până seara punem în mintea noastră tot felul de informații. Suntem asaltați de informație și de reclamă. Atâtea lucruri inutile băgăm în capul nostru de dimineață până seara. Nici nu vă puteți da seama. A, și avem nevoie de liniște. Avem nevoie să facem liniște în jurul nostru. Știți că cei mai mulți oameni se tem de liniște asta? Cei mai mulți oameni, dacă noaptea se trezesc și nu pot să doarmă, știți ce fac, să uite la televizor, le groază să rămână singuri cu ei înșiși, cu gândurile lor. Vrem să evadăm din ele, vrem să nu ne mai gândim, vrem să vedem altceva. Dimineața dacă îl întâlnești și îl întrebi ce film ai văzut azi noapte, nu știe. La ce te Nu știe, pentru că nu asta era important. Era important numai evadarea din realitate pentru el. Hrănește-ți mintea cu lucruri spirituale, pune mâna pe o carte și citește-o. Este acum un curent pe Facebook, am văzut fiecare două liste cu 10 cărți care le-a citit în ultima vreme. Spunea cineva asta e cea mai mizerabilă minciună care se vehiculează acum pe, pe internet. Pentru că, sincer să fiu, sunt oameni care nu citesc nici măcar carte de telefon. Dar pun titluri de care au auzit sau cine știe de unde, pe care nu le-au citit niciodată. Doamne, dacă ai, dacă ai citit 10 cărți în ultimul an, s-ar întâmpla ceva cu spiritualitatea ta. Dar nu mai citim, e mai ușor să ne uităm la filme, nu-i așa? Oh, am văzut filmul, nu mai citesc cartea, nu-i așa? O dignă spirituală nu înseamnă să nu faci nimic. Înseamnă să faci ceva diferit. Să începi să-ți hrănești mintea și sufletul cu lucrurile spirituale. Și în al patrulea rând, ca să ne menținem o sănătate spirituală bună, să rămânem sănătoși din punct de vedere spiritual, trebuie să păstrăm o dietă sănătoasă. Un diet sănătos. Avem grijă ce mâncăm, așa e? Asigură-te că te hrănești cu o hrană spirituală de calitate. Ascultați-mă bine, dacă în biserica asta nu se dă o, o, o hrană spirituală de calitate, plecați de aici, vă rog, căutați o altă biserică unde se dă hrană spirituală de calitate. Eu sunt îngrozit de oameni care stau o viață întreagă în biserici unde nu se predică Evanghelia. Cântă și lălăiesc ore în șir. Și mai rămâne vreo 15 minute pentru o predicuță. Și stau acolo... Și sunt subnutriți spiritual, mănâncă junk food spiritual. Noi nu trăim numai cu pâine, ci trăim cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă te duci la o biserică unde nu se predică Cuvântul lui Dumnezeu, pleacă de acolo. Caută una unde se predică Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvintele, cuvintele Domnului sunt cuvintele vieții. Creștem în virtute, hrănindu-ne cu laptele duhovnicesc și curat, cu cuvântul care vine de la Dumnezeu. Spuneam înainte să evităm junk food-ul spiritual. Există atâtea McDonald's de nastea duhovnicești care îți oferă în modul cel mai expeditiv, o hrană duhovnicească. Fugiți de ele. Căutați învățătura sănătoasă și nu altceva. Evitați orice învățătură contrară Evangheliei. Fugiți de oamenii care vă gâdele urechile sau auziți ceva plăcut. Ok? Fugiți de senzațional. Cele mai mari biserici din America sunt mari pentru că li se dă junk food spiritual. E ok, păcatul nu este păcat, nu avem nevoie de pocăință, We mergem, facem self-improvement. Recent am auzit pe soția unui păstor și îmi vă spun drept, a fost unul dintre șocurile vieții mele de ultima vreme, în care spunea foarte clar, și când ne închinăm, nu pentru Domnul ne închinăm, pentru noi, e bine pentru noi, facem bine pentru, ne face bine nouă. Wow! Am convertit până și închinarea pe care o dătărăm lui Dumnezeu la gădilarea firii noastre pământești și la binele nostru self-improvement. Nu? Positive thinking. Gândire pozitivă. Junk food spiritual. Pavel spunea în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3, că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor găti la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Asta se va întâmpla și eu cred că trăim vremurile astea când oamenii caută o asemenea gâdilare la urechi. Spune-ne ceva care ne place. Știți că este o ispită extraordinară pentru noi predicatorii să spunem ceea ce place oamenilor? Știți ce înseamnă asta? Manipulare. Am auzit pe cineva care spune așa, nivelul bisericii americane este de clasa șaptea. Ăsta nivelul de inteligență și de educație a Bisericii Americane. Probabil, zicea la români, clasele sunt mult mai puține. Și atunci, în mintea multora, ideea este a lumea e proastă, trebuie păcălită, trebuie mințită și trebuie manipulată. Atunci, în ca să-ți fac minuni, una după alta, aici Domnul ne vorbește, eu am un telefon roșu, vorbesc cu Domnul, Domnul mi-a zis, uitați ce trebuie să faceți. Oamenii sunt manipulați. Și culmea, multora le place lucrul ăsta. În Eremia, spunea cuvântul Dumnezeu, prorocii vorbesc minciuni, preoții stăpânesc cu ajutorul prorocilor și poporului meu îi place lucrul ăsta. Este un cerc vicios îngrozitor, prorocii spun minciuni, preoții să folosesc de ele, să îi stăpânească, și poporului meu îi place lucrul ăsta. Junk food spiritual, învățătură, care gâdele urechile. Asta nu este deloc popular să vorbești despre păcat. Nu? No way! nu este deloc popular în foarte multe biserici să vorbești despre pocăință. O, mântuirea se capătă simplu, Unu, doi, trei. Acces pe Domnul Isus, spui după mine, Doamne Isus se intră în inima mea, amin, another one saved. Nu? Și atunci raportăm la sfârșitul anului cât s-au rostit rugăciunea asta de pocăință. De întoarcere, de acceptarea Mântuitorului. N-a fost nicio pocăință, n-a fost nicio schimbare, n-a fost nicio transformare, nimic. Faptele sunt aceleași, comportamentul este același. Junk food spiritual. Veniți la noi că Domnul vă vindecă toate bolile. By the way, știți că Domnul nu a vindecat toate bolile când a fost în lumea asta? Nu le-a vindecat. Pentru că El n-a venit să ne vindece numai de boli, a venit să ne mântuiască. Că din când în când se îndură de noi și ne mai vindecă pe câte unul, Asta nu este regula, asta este excepția. Asta este har din partea lui Dumnezeu. Veniți la noi că Dumnezeu vorbește direct din cer. Am o prorocie pentru fiecare dintre voi. Wow! Și ni se spune totdeauna exact ceea ce vrem noi să auzim. Și vai ce minunat ne-a vorbit Domnul. Cineva te-a manipulat, cineva ți-a dat un McDonald's, ți-a dat un junk food spiritual. De aceea nu mai citești Biblia, că e mult mai ușor să te duci la profetul acela. Nu mai, nu mai cauți cuvântul lui Dumnezeu să vezi ce spune Dumnezeu, o sunt pe sora mărioara de nu știu unde, din România. E mult mai ușor așa, sigur că da. That's McDonald drive-thru. Junk food, spiritual. De aceea nu creștem spiritual, de aceea nu ne maturizăm. De aceea suntem atât de sensibili. Bate orice vânt de învățătoare și ne-a luat. De-aia cădem la ispite, de-aia cădem în fața celui rău, pentru că nu avem imunitate spirituală, pentru că nu ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. În concluzie, pentru a ne menține o sănătate spirituală, avem nevoie de patru lucruri absolut esențiale. Mențineți-vă un sistem imunitar spiritual sănătos. Aveți grijă de sistemul imunitar. 2. Aveți o dietă sănătoasă, hrăniți-vă cu cuvântul lui Dumnezeu, cu laptele curat și duhovnicesc, cu hrana tare care vine de la Dumnezeu din cuvântul lui Dumnezeu. Faceți exerciții regulate, practicați disciplinele spirituale, angrenați-vă în lucrare pentru Domnul, umblați în fapte bune în fiecare zi, alergați în lucrarea lui Dumnezeu de dimineață până seara. Și ultimul lucru, odihniți-vă din când în când, refaceți-vă energiile, stați singuri cu Domnul, Apelați la rugăciune, la meditație, retrageți-vă să stați din nou față în față cu Domnul, să vă refaceți energiile spirituale și să continuați lucrarea pe care Domnul ne-a încredințat. Vreau să închei în seara aceasta cu un citat din 1 Timotei, capitolul 4, versetele 11 la 16. Aș vrea să auziți acum versetele acestea în contextul lucrurilor de care am vorbit în această seară, în contextul unei sănătăți spirituale de care avem nevoie fiecare dintre noi. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fi o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fi cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Amin. Cred că acest cuvânt spus de Apostolul Pavel însumează rețeta aceasta a unei sănătăți spirituale pe care ar trebui să o cunoaștem și de care ar trebui să, să ne folosim pentru ca să devenim imuni la atacurile celor rău puternici în fața ispitelor și tot mai eficienți în lucrarea la care ne-a chemat Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm, Domnule, la încheierea acestei slujbe, ca Domnul să ne ajute să ne păstrăm sănătatea spirituală, să avem grijă de ea. Domnul să ne dea înțelepciune și să știm cum să avem grijă de sănătatea noastră spirituală.